ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte cu sărbătoarea de astăzi, Înălțarea Domnului, cu Ziua Eroilor și 1 iunie, 3 în 1. Da, bună ziua, bine ați venit la Rămâne, într-adevăr. 1 iunie e ziua internațională a copiilor, dar până la urmă iunie e luna copiilor. Am încercat să găsim o bordiță cu vreme frumoasă să putem organiza o mică petrecere pentru copiii din orașul Darabani, cât și cei din localitățile limitrofe. Dumnezeu a ținut cu noi, a fost o vreme extraordinară, au fost evenimente nenumărate în Darabani, pe lângă faptul că am sărbătorit dimineață sau mai bine zis comemorat Ziua Eroilor. Ne-am întâlnit la orele după amiezii și i-am sărbătorit și pe eroii cei mai mici, eroii viitorului, ca să le spunem așa, în parcul central din Darabani. Până la urmă, cum spuneam, vremea a ținut cu noi și a fost, cred eu, o zi reușită. Copilul din dumneavoastră, cum s-a simțit astăzi? Copilul din dumneavoastră? Sufletul rămâne tânăr oricând și, într-adevăr, trebuie să ne aplicăm și asupra celor mai mici dintre noi. Cum spuneam, eroii de mâine ai nației noastre. Vă mulțumim pentru interviu și Hristos a înălțat. Cu adevărat a înălțat. Vă mulțumesc și eu că ați fost alături de noi ca de fiecare dată la Darabani. Cu respect. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței păstrață orice ar fi pentru copii. Era și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să le am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să le arătăm ce zâmbet poate fi mai sincer, mai curat. Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat. Cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței păstrați-o orice-ar fi pentru copii. E o lume